L-am informat astăzi pe domnul președinte asupra deciziei mele de a demisiona din funcția de consilier ca urmare a unei situații regretabile care mă privește direct. Concret, în calitate de purtător de cuvânt al șefului statului, am făcut declarații în seara zilei de ieri pentru 3 posturi de televiziune cu privire la amânarea ceremoniei de învestire a guvernului Filip pentru o altă zi decât cea de ieri. Aceasta a fost poziția oficială a instituției prezidențiale până la ora 22 și aceea a fost informația pe care o dețineam la ce oră. Până la urmă, după cum cunoașteți, în seara zilei de ieri, după ora 22, aproape de miezul nopții, s-a decis ca membrii Cabinetului de Ministri să depună jurământul în fața președintelui Timofti, lucru care s-a și întâmplat. Constat că, nefiind în cunoștință de cauză, am dezinformat opinia publică, lucru pe care îl consider inacceptabil și nedemocratic.